Militarii gărzii de intervenție Sireto au intervenit sâmbătă după amiază cu 3 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din orașul Siret. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, la sosirea echipajelor ardeau generalizate anexele gospodărești cu pericol de propagare la casa de locuit și la locuința învecinată. În incendiu au ars anexele gospodărești pe o suprafață totală de aproximativ 120 de metri pătrați, 7 metri cub de cherestea și alte bunuri din interior. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un conductor electric defect sau deteriorat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit și locuința învecinată.